Astăzi avem același traseu ca și data trecută, numai că umplem fundația în partea cealaltă. Ce ai, mă? Vădu-o. Și ia ghiciți voi. Am dat și de primul strat de zăpadă pe anul ăsta. Mai fac încărcarea asta și încă una. Și după aia cam gata și ziua de astăzi. Băgăm acilea cu spatele. Bă, ce-i ăsta, bă, Iveco? Iveco, să mă bată mama! Apropo, că tot vă vorbeam de vreme nasoală mai înainte. Iaca că a venit mai devreme decât ar fi trebuit. Sau decât aș fi sperat. Bă, dacă nu mi-am mâncat ficat acum la ultima descărcare. A trebuit să fac 100.000 de manevre. Vă aștept și în secțiune de comentarii. Să spuneți dacă aveți vreo părere, ceva, sau vreți să mi lăsați un comentariu sau să mă salutați, bineînțeles, nu este nici cea mai mică problemă. Eu vă salut pe toți, vă pup! Și bine v-am regăsit la un nou vlog. Haideți să ne punem în mișcare după 3 zile de stat și făcut nimic. Hai să pun scaunul înapoi tare. Înapoi. Ăsta era. Că a lucrat cineva, un coleg, pe camionul meu. Ieri am avut zi liberă pentru că am fost la spital cu ficiorul meu. Era programat pentru o intervenție chirurgicală, dar nu s-a mai produs pentru că a răcit peste weekend și ca să poată să facă operația respectivă trebuie să fie perfect sănătos ca să nu apară complicații mai târziu. Bun, așa că așteptăm telefon de la spital să ne zică exact când o să fie reprogramat și să facem într-așa fel încât să nu mai răcească data viitoare. Dacă răcește, o să amânăm până când o să fie o posibilitate de a interveni, de a face operația respectivă în condiții de siguranță. Nu o să vă spun despre ce este vorba, este o chestie minoră, nu e nimic extraordinar, dar trebuie să îi fac anestezie și din cauza anesteziei, mă înțelegeți voi ce vreau să zic. În fine, toate astea fiind spuse, astăzi avem același traseu ca și data trecută, numai că umplem fundația în partea cealaltă, nu în partea stângă, în partea dreaptă. Și o să văd cum o să fie, cât de complicat o să fie. Deci am înțeles de la colegul ăsta alt, este mult mai ok decât pe partea stângă, dar nu se știe niciodată. Ajung acolo și vedem care e treaba. Momentan mergem să încărcăm niște piatră și probabil în următoarele 3 zile cam tot asta o să fac. Da, asta e treaba. Asta muncim. Întuneric. Este 7:24. Bineînțeles, am plecat cu 10 minute mai devreme decât de obicei, ca să fie treaba bună. M-am mâncat în șosetă și am luat vreo 2 zile pauză. Am zis că, bă, tașcă, ia o mică pauză așa ca să nu mai să mă mai relaxez și un pic, că
eram prea încordat. Și acum cam greu mă pun în mișcare. Dacă mă înțelegeți ce vreau să zic. Mă pun foarte greu în mișcare. Leneș, puturos. Ce ai, mă? Udo. 4:28. Lasă, boss, fii tu sănătos. Și trebuie să-mi revin un pic, să-mi recapăt energia de care am nevoie. Așa că o să încep în forță cu vlogurile, că luna asta a fost o lună foarte grea pentru mine. Drumul în România, drumul în Italia, treaba cu operația, foarte multe lucruri de făcut. Mi-am mai cumpărat niște lumini pentru Jeep și o să vă arăt cum am montat eu, cum o să montez eu luminile alea pe Jeep. Probabil ăla o să fie un vlog aparte, până când o să acolo este iarăși o chestie destul de complicată. Am făcut eu niște adaptări ca să pot să pun luminile sus pe, să pun bara LED și să pun luminile alea. Mi-am cumpărat 4 lumini. Dacă mă urmăriți pe TikTok, știți despre ce este vorba. Așa că o să fac probabil un vlog aparte acolo și o să vă explic mai multe detalii, până când o să-mi dau eu comandă de un bulbar sau o să construiesc un bulbar. Acum rămâne de văzut un pic cum o să decurgă treaba cu bulbarul, pentru că acolo este un pic mai complicat. La bulbar mă costă aproximativ 500 și ceva de dolari dacă este să-l cumpăr, ceea ce nu aș investi acum 500 de dolari într-un bulbar, dacă mă înțelegeți ce vreau să zic. Cu toate că ar fi fain. Dacă nu, cred că o să-mi construiesc unul, că mă duce capul. Am eu niște chestii, ape la garaj, niște piese pe acolo. Dar o să văd seara după muncă. Am mai multe chestii de făcut de seara și să văd ce reușesc să fac. Așa că o să le iau în ordine prioritară. Și la prima încărcare și ia ghiciți voi. Am dat și de primul strat de zăpadă pe anul ăsta. Am intrat un pic cam tare aici la mină, la intrare acolo, și nu știam eu de ce îmi fuge fața. Că nu mi-am dat seama, fiind un pic zăpada amestecată cu nisip. Nisipul ăsta fiind negru, cam greu depistezi, cam greu îți dai seama
la prima oră, așa, la prima vedere, dacă mă înțelegeți ce vreau să zic, dacă era zăpadă. Eu inițial am crezut că este ceva nisip, că au pus ăștia ceva nisip pe stradă. Dar când am văzut că fuge fața, am zis că ce ai făcut, Bobiță? Ce ai făcut, Bobiță? Și și acum plouă cumva. Adică oglinda asta e murdară. Foarte, foarte fan. Fanule, fanuțule, ce mai faci, băiatule, măi? Colegule, ce faci, colegule? Ți-ai luat remorca? Ți-ai luat. Abandonați asta remorca, mamă. Deci am un camion, m-am uitat astăzi la ora prânz, la prânz, când am făcut 45 de minute. Bă, am un camion. Mamă, să mă bată, mama, dacă nu. Nici la dușman nu le doresc treaba asta. Am despălat multe ore la el. Vreo 3 ore, cred. Dar probabil mâine dimineață o să-i dau un jet pe cabină, așa, să vedem cam cât se duce. După cum vedeți, avem un pic de gheață pe aici, un pic de gheață, un pic de zăpadă, un pic de alea, de din alea. Ah. Belea. Uite și ăsta cu mașinăria lui se mută. Hai, dă-i înainte, că știu că la tine durează. Până să mișcă aia, e un carc deja. La 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 la. Deci nici nu vreau să mă gândesc la camionul pe care eu îl am și la cât e de murdar. Hai. Alu, colegul ăsta e curat, a meu e jale. Ce o să fac eu? Îți dau așa niște spray-uți pe geam, pe oglinzi, pardon. La 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 la. Și după aia dau centura jos. Să ștergem și oglinda cealaltă. Am zis că fac sâmbătă curat, că alea. Bă, dar ploua sâmbătă. Ia uitați ce parbriz am. Am zis că mă duc sâmbătă să fac curat în, să spăl camionul, să-l aranjez. Bă, dar ploua afară. Și am zis că mă așa pe el de camion. N-am avut niciun chef să-l spăl sâmbătă. Ploua așa de tare și am zis că ne. Ne. Mai dăm încă o dată. Bun. Talarica pe urzici, ia-mă tu de aici, măi. Probabil mâine la prânz o să fac curat în camion, în cabină, și probabil o să instalez și luminițele alea. A fost astăzi la magazin, dar nu am cumpărat din astea, cum îi zice, baterii. Dar să văd, poate o să mă duc diseară. O să mă duc diseară să cumpăr niște baterii la pentru instalația care o să vină montată. În schimb, nu știu cum o să o montez. Cum o să o prind? Dar găsesc eu o variantă, ceva, ceva, cumva. La 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 la. Așteptăm acum să intrăm acilea. L-a încărcat, mă. Au, ce patinează roțele. Hai, da, vrei? Hai cu sănioara până de la mărioara, măi. Ca atare, astăzi am avut prima zăpadă. Prima zăpăduță. Așa că începe sezonul de iarnă mai târziu decât ar fi trebuit. Mult mai târziu decât ar fi trebuit. Dar ne mulțumim și cu atât.
mulțumesc Dumnezeu că a fost vreme bună până în prezent. Până în prezent. Dăm drumul la un ceiuț. Să facem un ceiuț. A fost vreme bună până în prezent. Sper să fie vreme bună și de acum încolo, măcar până la Crăciun. Că după aia, dacă nu o fi, nu o fi. Sau cum o fi, o fi. Sigur, prin ianuarie mă bubuie de nu mă văd. Dar până una alta, profităm că este sfârșitul lui noiembrie și încă nu a nins atât de zdravân precum ar fi trebuit să ningă. Băgăm aici, tăiem niște lămâiuțe. Pac, pac, pac. Punem capacul și o lăsăm la fiert. Probabil până ajung înapoi la încărcare o să fiarbă. A terminat și mergem. Mergem către descărcare. Trebuie neapărat pe weekend. Cu siguranță weekendul o să vin la muncă. O să vin să spăl un pic camionul. E să verificăm un pic vremea. Oricum merg cu mamă, mâncava-și gura voastră. Ia uitați ce-i mâini. 12 metri și ploaie. 9 grade, bă. Bă, 9 grade. Ma. Și joi, la fel. Vineri, sâmbătă, pare decent. Sper să fie bine, să pot veni să spăl camionul. Și dar de săptămâna care vine, deja începe. Minus 1, minus 2, minus 3. Bine, săptămâna care vine se poate schimba vremea, că, na, azi este abia marți până... Dar cert este că mâine e belită treaba. De mâine e belită. Mâine plouă, vreme nasoală, bate vântul, adio cadre din dronă, din păcate. O să vedem. Dar sper să prind, că or să fie și zile liniștite. Chiar dacă or să fie minus 2, minus 3 grade, eu tot o să ridic drona. Pentru câteva cadre, de Doamne ajută, sigur o să găsesc timp. Cu spatele. Bă, ce e asta, bă, Iveco? Iveco, să mă bată mama. Au, mamă, ce eram să dau în gardul ăsta. Iveco modelă nouă. Modelă nouă. Mamă, parbrizul. Doamne, oglinzile astea sunt jale cu ele. Jale. Cea mai nasoală mutare sau mers atunci când ai cu spatele ăstea pe dreapta.
cele mai nasoale. Astea pe stânga le mai comanzi, le mai controlezi, le mai freci, le mai aranjezi. Așa să nu am vreun stâl pe aici ceva. Colegul mă... Opa! Colegul mă ajută să dau cu spatele. Facem acum o descărcare, după aia mergem repede, repede, repede. Încărcăm încă o cursă, venim și gata! Și pe ziua de astăzi. Na, 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 na. Acum o să vă prezint un pic cum arată camionul și remorca pe exterior. Ia uitați-mă cavaș gura voastră. Auto și remorca. Apropo, că tot vă vorbeam de vreme nasoală mai înainte. Iaca că a venit mai devreme decât ar fi trebuit. Sau decât aș fi sperat. Momentan aici plouă, dar o să vedem mai sus când urcăm celălalt deal. Și astăzi mă încadrez destul de decent, destul de bine. Este 15:54 și mergem către încărcare, ultima cursă pe ziua de astăzi, că cam gata. Bă, cam multe camioane au cedat astăzi. Cam multe au crăpat. Nu-i bun, nu-i bun. Și ultima descărcare pe ziua de astăzi. Ultima. Bă, dacă nu mi-am mâncat ficat acum la ultima descărcare. A trebuit să fac 100.000 de manevre. Cu toate că este suficient spațiu. Nu se vede nimic în oglinda aia și am șters-o de 3 ori până am ajuns aici. De unde e colegul de acolo și până aici am șters-o de 3 ori. E jale, frate, e jale să mă bată mama, dacă vă mint. E atât de nasol. Plouă, nu se vede nimic. Stai să mă opresc să se închidă remorca. Să se... lase în jos. Nu vezi, tată, nu vezi, ești nebun la cap, nu vezi. Ce dracu să dai? Am și... au dat ei colțurile astea de la... de exemplu, de la Macara, de la piciorul ăla, de la fundație. L-au dat ei cu vopsea portocalie, dar dacă ești întuneric, e și, și lumină, și lumină, e și întuneric, e și ploaie, voiam să zic lumină de la colțurile alea luminoase, de la remorca, dar chiar și așa, dacă închid lumina, nu mai văd dracu unde se duce remorca. Înțelegeți? E dificil, mai ales vine iarna asta. Asta nu prea îmi place mie iarna în mare parte din cauza asta. Din cauza la condițiile meteo, mai ales când e întuneric și nu ai vizibilitate, pur și simplu nu vezi. Dar un sfat foarte important pe care eu vi-l pot da: întotdeauna nu vă grăbiți, puteți să faceți și 1000 de manevre. Nu are nimeni ce să vă spună. Dacă e șofer adevărat, vei înțelege treaba asta și ceea ce contează cel mai mult și cel mai mult este să faci manevra în condiții de siguranță. Nu contează că faci 1000 de manevre. Nu contează cum o dai și cum nu dai. Important e ca la sfârșit să fie treaba bună. Dacă ai fi pus tu semnalizarea dinainte, aș fi știut și eu unde morții tăi te duci. Și important e ca la final să fie treaba făcută bine, să nu ai nicio problemă în privința asta. Totul să fie în regulă, să nu ai probleme cu dat cu spatele, cu fața și așa mai departe, să nu strici ceva, să nu agăți vreo macara, vreo ceva, vreun colț, vreun bordură, să strici cauciucuri. Am mai stricat eu cauciucuri, unul. Am agățat într-o fundație, da? La dracu, asta e treaba, ce se face? Eram la stația de betoane. Din păcate, asta e. Așa că dacă v-a plăcut și vlogul de astăzi, dați și voi un like, share, subscribe și ce mai vreți voi. Vă aștept și în secțiune de comentarii. Să spuneți dacă aveți vreo părere, ceva, sau vreți să-mi lăsați un comentariu sau să mă salutați, bineînțeles, nu este nici cea mai mică problemă. Eu vă salut pe toți, vă pup și numai bine. Ciao!